Bun găsit! Rezolvă aceste trei puncte ecuația play-off-ului, calificării voastre în play-off? Bun găsit! Pentru mine și cred că și pentru echipa personal nu rezolvă. Noi până nu știm matematică, suntem în play-off, nu rezolvă. Într-adevăr ne dă speranțe și șanse mai mari să fim în play-off, dar asta e doar un motiv în plus de bucurie, nu s-a terminat încă. I-ai mulțumit lui Budi pentru pasa perfectă? Da, da, i-am mulțumit, pasa bună, lovitura de cap bună, de-aia a venit pentru genul ăsta de faze, pentru creativitatea lui, pentru calitatea lui, astea sunt calitățile lui și ne bucurăm că e aici. Cum simți echipa în acest moment? Crezi că vom vedea mai mult de la voluntari în următoarea perioadă? Cu siguranță. Acesta este doar începutul. Față de primul meci este o îmbunătățire. Jucăm mult mai bine, cu mai multă încredere și fizic arătăm mai bine. Cred că vom arăta din ce în ce mai bine în continuare. Tu cum te simți mai bine? Fundaș central sau fundaș dreapta? Pentru mine ambele sunt aproximativ la fel, pentru că la Dinamo am jucat 80% fundaș dreapta, la Chindia 90% fundaș dreapta. Am jucat foarte mult și fundaș central și la CFR. Sunt obișnuit pe ambele poziții. Pot să zic că sunt un jucător polivalent, pot să joc și mijlocaș central. Mă simt bine unde mă pune antrenorul. Ce urmează după această victorie? Vă că ai adus și ceva gheață? Da, puțină gheață pentru cap, pentru prima repriză și un șpriz cu Tamaș și glumesc. Trebuie să ne pregătim pentru următorul meci foarte bine, la fel cum am făcut-o săptămâna aceasta și sperăm să luăm toate cele trei puncte în următorul meci. Cât înseamnă Tamaș din echipa asta? Foarte mult. E un jucător cu atâta experiență. Am mai și declarat-o, are un caracter diferit, dar un caracter foarte plăcut, e foarte plăcut în echipă și are niște calități care nu prea se găsesc în Liga 1. Mulțumesc! Seara bună!